Bună, dragii mei, bună suflete faine! Vin în această seară către voi cu o citire într-o singură variantă de răspuns. Încercăm să facem trecut, prezent și viitor, voi și o anumită persoană, da? Gândiți-vă la cineva, drag, sufletului vostru și vedem ce o să ne iasă. Trecut, prezent și viitor, potențial viitor, că știți cum este, na, în cazul în care unii sunteți împreună, alții sunt separați, depinde de la om la om. Țineți totuși cont și de faptul că aceste citiri fiind citiri uh, generale, da, colective, se pot potrivi 100% parțial sau deloc cu situația în care voi vă aflați în acest moment. Bun, drăguții mei, am zis că încep cu un mesaj din oracol și punem așa, facem în felul următor, o să punem câte o carte pentru trecut, da? prezent și uite aici au venit două la viitor, au vrut două să iasă, le iau pe ambele, uh, trecut, prezent și viitor și hai să vedem ne uităm și la mesaje imediat. Voi și o anumită ființă din viața voastră, cine vreți voi, nu știu, voi știți. Cazul în care sunteți în separare, poate că sunteți interesați și dacă va mai fi ceva între voi în viitor, da? Trecut, prezent și viitor. Uite, mai tot două vor să iasă aici, astea sunite, așa. Bun. <coughs> și citirea în Uh, citirea și la mine, uh, mesajul de la bază, treiul de pentacule, treiul de pentacule mi arată colaborare, da? În situația asta eu văd colaborare, văd uh, planuri, planuri făcute împreună, voi și o anumită persoană. Aveți de-a face aici posibil în unele cazuri cu un rege de pentacule. Regele de pentacule este bărbatul acela pe care tu te poți baza, este bărbatul acela care te susține indiferent de oră, de situație, indiferent. Zecele de cupe mi arată familia fericită, împlinită și vă steau aici, da? Steaua, speranță, multă speranță că lucrurile se vor rezolva, că vor merge către ceva mai frumos, că veți putea colabora împreună, vedeți? Optul de pentacule, asta mi arată o colaborare. Dar mai văd și patru de cupe. Cred că persoana asta nu vrea să vă dezamăgească sau nu-și dorește să vă piardă, nu vrea să vă piardă. Bun, sau nu dorește să vă dezamăgească, da? Hai să întoarcem și mesajele, să vedem cu ce avem de-a face la trecut. Vorbim un pic despre trecut, iar apoi mergem mai departe. E, în trecut avem cartea cu numărul 6, persoana asta și-a dorit foarte mult să-și exprime sentimentele vis-a-vis -vis de voi. Foarte mult și-a dorit acest lucru. Văd că a trecut uh, de la o stare uh, la alta. De ce spun asta? Apare energia regelui de spate. Regele de spate este totuși cel care comunică, da, este, este, destul de comunicativ, dar uh, este o persoană rece, o persoană care nu prea simte, care nu are sentimente, ușor sarcastic, aș putea să spun, uh, mai poate fi și cel care uh, își cam trage jarul pe turta lui, cum zic eu, <laughs> care nu prea îl interesează, cum am zis mereu, într-o căsnicie nu este bun, regele ăsta de, de spade este foarte bun, în schimb, dacă este de partea ta într-o afacere, pentru că are idei excelente, are o inteligență scripitoare, este un om extraordinar de isteț, da? Întotdeauna vine cu idei, întotdeauna vine cu soluții la orice ce problemă. Bun, și văd că energia acestui om s-a schimbat radical, adică de la Regele de Spade, da? Unde uh, persoana asta era rece, era așa. Uh, îi păsa doar de sine, da? S-a transformat dintr-o dată în regele de cupe și cu dorința aceasta de a-și exprima sentimentele vis-a-vis -vis de voi, cu planuri, cu, cu entuziasm aici, cu pajul ăsta de băte. da? Dintr-o dată s-a schimbat, probabil că în trecut, în momentul când voi ați apărut în viața acestui om, i-ați cam dat... Um, ceacrele peste cap, da? Pentru că și-a pierdut capul aici, din câte văd eu, da? Deci nu mai de, din cât de rațional era acest om, a devenit așa moale ca și o cârpă, ok? Plin de emoții, uite câte emoții aici, omul ăsta stă pe mare, da? Este regele de cupe, cel care uh, exprimă extrem de mult, extrem, extrem de mult. Dorința de a exprima cu pajul ăsta aici, probabil că și-a dorit să-și exprime sentimentele vis a -vis de voi sau probabil în alte cazuri și-a dorit ca voi să vă exprimați sentimentele vis-a-vis -vis de el. În fine, ce contează este faptul că vă toți patru regii, deci ceva este în citirea voastră, deci apar toți patru regii. Da, avem regele de pentacule aici, pe viitor, da? iar pe masă avem regele de cupe, de spade și de băte în același timp. Eu am impresia că omul ăsta e foarte complet din toate punctele de vedere din toate punctele de vedere. Ok, hai să vedem, în prezent. Hm. În prezent, păi în prezent nu prea îmi place cartea asta, mesajul ăsta ar veni cu ceva de genul iartă-mă, îmi pare rău. Mm. Uh, este momentul să lăsăm în spate ceea ce ne-a dezamăgit, să ne lăsăm în spate ceea ce nu a fost ok, da, să ștergem cu buretele. Uh. 29, ca și număr, iar aici avem 6. Vedeți voi, în trecut a simțit iubire pură. E, în prezent, ceva trebuie să se regleze, ceva trebuie să se, să se pună la punct cu cartea asta zic eu. Probabil că la un moment dat ceva n-a fost corect sau omul ăsta a greșit cu ceva vis-a-vis -vis de voi. Posibil în unele cazuri și își dorește sau și-ar dori foarte mult să treceți peste, da? Să înghețați acel moment, să lăsați acele lucruri în spate care n au fost corecte pentru a crea din nou un echilibru. De ce spun asta? Uh, în prezent, văd că ceva este greu, 10 de bute reprezintă greutate, sufletească. Da? Când ceva este prea greu, o coroană pe care tu o duci, da, Dar ți este grea, e prea mare pentru capul tău, e prea mult. Este prea mult. Hmm. Bun. Uh, în prezent, în prezent asta își dorește, să să treceți peste, da? să treceți peste, să lăsați în urmă anumite situații sau dezamăgiri. Da, și să treceți peste dezamăgirea trecutului, să încercați să treceți împreună peste ceea ce este posibil în unele cazuri, ca împreună să reușiți să treceți, să vă vindecați unul pe celălalt, pentru că aici sunt ambele persoane, care, deci nu sunteți numai voi care să iertați, ci și ei trebuie, nu neapărat iertare, cât parcă împreună vă vindecați unul pe celălalt, da? vă, vă oblojiți rănile, cam asta simt eu, vă luați greutatea uh, unul celuilalt de pe suflet. Regele ăsta de băte e un bărbat foarte fain. Foarte fain, da? E un bărbat care... Energia acestui bărbat e frumoasă, da? E bărbatul acela care te face să-ți întorci capul după el și dacă vrei și dacă nu vrei. Are un șarm aparte, e șarmant, uh, are vorbele la el, are tot ce-i trebuie, nu-i lipsește absolut nimic, are un farmec așa deosebit. Eu zic că e foarte completare câte un pic din fiecare om ăsta, câte un pic din fiecare. Iar aici văd că apare cavalerul de pentacule, adică ce își dorește omul ăsta în acest moment, în prezent. Hai să reluăm sau să facem lucrurile așa cum trebuie, da? Probabil că v-ați grăbit un pic sau ceva s-a întâmplat acolo între voi doi și acum văd că omul vostru reevaluează situația și zice așa, băi, ceva n-a fost ok, Probabil că aici cu regele ăsta de spade, posibil să... Nu vreau să bat... <laughs> uh, nu, scuze, nu vreau să comentez prea mult trecutul, dar în fine, voi știți ce s-a întâmplat acolo în trecut. Probabil că la un moment dat va jigni sau v-a spus ceva, că regele ăsta de spade, v-am zis eu, e cu două tăișuri. Spada lui are două tăișuri. Poate fi și foarte istez, dar uneori poate fi și foarte tăios. Și văd că în prezent simte toată chestia asta ca pe o greutate și ar vrea să ia totul de la început, dar cu pași mult mai mici, da? Cu cavalerul ăla de, de pentacule acolo. Vrea să o ia așa ușor, ușor. Pentru că aici, uite, apare timpul, ca și cum hai să o facem așa cum trebuie, hai să o facem așa ușor, ușor, da? Să dăm timp timpului. Sau în alte cazuri este posibil ca omul ăsta să simtă că nu mai are timp, pentru că apare cartea asta unde... Um, Apare o persoană în vârstă aici, dacă vă uitați, da? Apare o persoană în vârstă, iar aici apare cavalerul de pentacule, da? Ca și cum nu mai am timp de pierdut. Eu nu mai am timp de pierdut. Iartă-mă, dar eu nu mai am timp de pierdut ceva în genul ăsta. Simt că timpul mi este dușman. Pentru că de ce apare regele de băte exact între energiile astea, da? Dorința aceea de a, de a face ceva, Posibil pentru unii dintre voi să fie și treaba asta. Ca omul ăsta să zică, că uh, eu nu mai am timp, da? Simte că îi fug lucrurile de sub picioare. Iar aici în viitor, văd că în viitor cineva încearcă să-și exprime iubirea prin daruri. Darurile pot fi de multe feluri, da? Uh, numărul 19 reprezintă soarele. Cineva încearcă să vă facă mici bucurii. Mici bucurii. Și aici văd o nouă dragoste. Hm. O nouă dragoste. Frumos. Cam asta ar vrea omul ăsta să vă transmită, că vrea să vă facă mici daruri sau mici bucurii. da? Micuțe bucurii care să vă aducă fericire, să vă aducă bucurie. Pentru unii dintre voi cu noua asta dragoste, e posibil să întâlniți o persoană nouă. Nou, nouță, adică să fie cineva nou, nou, nou care nu l-ați mai văzut niciodată, da? să vină așa de niciunde. Pentru alții dintre voi este posibil să reluați o legătură mai veche, pentru că este ca și cum noua asta dragoste, este ca și cum tu ori întâlnești pe cineva pe care nou o nouți, ori pur și simplu uh, uh, reîmprospătești ceva vechi, da? reîmprospătești ceva vechi. O nouă dragoste. Și aici avem magicianul. Hm în viitor, pentru că noi vorbim totuși de același om, nu vorbim de altă persoană. De aceea zic, s-ar putea să fie o reconciliere în cazul în care sunteți în separare, este posibil să existe o împăcare aici cu noua asta dragoste. Adică să treceți peste situația asta din prezent, da? să vă iertați unul pe altul și să o luați cumva de la zero, să înghețați trecutul. Trecutul să rămână în urmă. Ce a fost dezamăgitor între voi doi să rămână în urmă și văd că apare o reluare pentru unii dintre voi. Și apare Magicianul. De ce apare o reloare? Pentru că există foarte multă chimie între voi doi, foarte multă chimie cu Magicianul aici. Iar persoana asta vă manifestă, din câte îmi dau seama, vă manifestă, deși are foarte multe lupte interioare, da, cu luna, deși în viitor <coughs> vor apărea situații de genul uh, nu prea știu nimic de tine, tu nu știi nimic de mine sau, uh, nu știu, pauze în conversații sau nelămuriri de situații sau <coughs> poate fi și o dragoste platonică cu luna. Dar pentru mine luna cam asta înseamnă când tu în sufletelul tău ai așa un, un nod în gât, da? pentru că tu nu știi anumite lucruri, tu nu ai informațiile clare, tu vezi lucrurile un pic distorsionate și aici mi-apare și șaptele ăsta de spade. E ca și cum există foarte multă chimie între voi, Există dorința de reconciliere, există dorința de a relua această legătură, dar totuși e ca și cum ați băgat gunoiul sub reși. Pentru că anumite lucruri nu le-ați rezolvat, da? Sunt chestiuni aici care trebuie să rezolvate, sunt informații care nu au fost spuse sau sunt lucruri care nu sunt știute, da? Sunt ascunse aici cu luna și șaptele de spade între voi doi. Lucruri care nu sunt spuse și asta deranjează pentru că atâta timp cât tu nu ai claritate vis-a-vis -vis de celălalt sau nu știi totul despre celălalt, tu ți închipui. Da? Și îți închipui tot felul de tâmpenii. Na, la un moment dat probabil că tu vezi lucrurile, na, știi cum e când ești noapte afară, nu le vezi clar. Ai impresia că fiecare obiect uh, e un monstru, da? deși poate e numai un scaun acolo, dar tu vezi ca pe un monstru. Cam așa e luna. Tu nu vezi lucrurile clar. Și ai impresia că celălalt te minte sau ai impresia că celălalt ți-ascunde ceva. Hai să le clarificăm, să vedem. Uh, tu, 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 cu ce cărți? Asta, că astea îmi plac de mor. Deși sunt un pic cam... Uh, hm. Nu le iau pe astea pentru că s-a amestecat greșit. N-am avut timp să le așez. Bun, le iau pe astea. Hai să vedem. <coughs> Hai să văd cei cu la de spade acolo. Hm. Huh. Hirofantul. Regele de spade și Hirofantul. Nu, în cazul, e posibil ca omul ăsta să fie căsătorit. Dar nu neapărat. Și treiul de băte. Cineva la distanță sau își face planuri în legătură cu căsătorie sau avea anumite concepții în, leg în legătură cu, cu căsătorie sau ceva în genul ăsta, vedeți voi. E ca și cum persoana asta era foarte tăioasă în legătură cu relațiile astea um, tradiționale, Da. Sau este legat de... Hirofantul mai poate fi și credință. Ca și cum omul ăsta nu credea în nimic, nu crede în nimic. Poate fi vorba de un ateu aici, poate vorbim despre un ateu. Sau poate pur și simplu... Nu știu... Hmm. Cu Hirofantul. În unele cazuri e posibil să fie într-o altă relație. De ce nu? Bun, hai să vedem. Poate că de aceea trebuie și apare și cartea asta cu iertarea și cu nu știu ce. Bun, regele de cupe, hai să vedem. Regele de cupe, uite, a întâlnit soarele, voi ați venit ca și soarele în viața lui sau a ei și foarte multă comunicare online, din câte îmi dau seama aici. Da, uh, în trecut, în trecut, hai să vedem un prezent. Zecele de bâte, de ce simte atât de multă greutate pe umeri? U, uh, asul de băte întors invers. <laughs> și zecele de băte. Da, simte omul ăsta, simte că nu mai are timp. Simte că timpul se scurge, simte că ceva se întâmplă cu el. Uh, simte că nu mai este timp de un nou început plin de pasiune. Băi, atunci hai să vedem. Dacă nu vrea nou, un nou început plin de pasiune, ce vrea omul ăsta de la voi? Ce vrea de la voi? Regina de spade și treiul de pentacule, Nu poate să. Da. A, ah, treiul de pentacule hm, Și regina de spade. Eu am impresia că unele dintre voi, doamnelor în special, cred că refuzați persoana asta. Sau îi dați așa cu țârâita, știi? Cam asta simte, că primește de la voi cu și că tot îl refuza, și că totul refuza, și că timpul trece, și că face prea puțin, că bate pasul pe loc. Pentru că regina de spade este genul acela de om uh, care respinge, da? Care uh, setează granițe care nu prea lasă loc de ași din ăștia de băte. Adică regina de spade e genul la care, băi, la mine nu vii cu aș de, 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 spade, de băte. Adică nu vii cu nopți din alea fierbinți și te duci și nu te mai, nu mai știu de tine a doua zi. Cu mine, la mine vii cu chestii serioase, cam așa e regina asta de spade, că vedeți voi am mai spăzurat aici trei în spate. <laughs> Pare ea blândă, că, na, culege flori, dar să nu uităm totuși că este în esența ei o regină de spade, da? ăsta de pentacule e posibil să facă parte din cercul vostru de prieteni sau să fie unul dintre colegii voștri sau pur și simplu voi doriți să, dacă sunteți energie feminină, să construiți ceva alături de persoana asta, să vă faceți planuri serioase, să construiți ceva, nu să fie doar așa uh, foc din asta de paie. Posibil în unele cazuri să fie și asta, de aceea a venit asul de bâte întors invers, ca și cum nici nu se pune problema. Omului ăsta este frică eu zic că este frică să vină cu vreo propunere la voi, să nu cumva să-i dați așa un șut de nu se vede. Se teme de voi, pur și simplu, asta simt, că se teme un pic de voi, da? Parcă ar veni el așa tiptil, tiptil cu asul de bâte, ca și cum, oh, sunt foarte atras de tine, cam așa aș traduce eu cartea asta, sunt plin de entuziasm așa în, în jurul tău și tare mi-aș dori măcar o noapte să-mi petrec cu tine, dar se teme, da, și înghite nodul și stă cu minte în banca lui. Bun. Poate fi și invers, bineînțeles. Hai să vedem. Regele de băte, tot să nu uităm că este un rege de băte, da? Regele de băte este energia aceea care cucerește. Ia uite, nici speranță nu mai are, că veni venit steaua invers. Nici speranță nu mai are. Păi nu mai are. Și justiția. Da. Nu îi se pare corect. Nu i s-ar părea corect, ar zice, ceva nu-i corect. Da? E ca și cum, în momentul în care ar veni către voi, în momentul în care ar încerca să vă cucerească din nou, asta simte. Este ca și cum ar bea o travă, este ca și cum s-ar otrăvi singur. Poate că energia voastră, în prezent, este un pic cam tăioasă. Zic eu, asta simt eu acum aici, că energia voastră, Doamnelor, este un pic cam tăioasă vis-a-vis -vis de această persoană. Și persoana asta știe. De aceea vine și mesajul ăsta cu iartă-mă, da? Uh, iartă-mă, hai să închidem trecutul, hai să... Posibil ca omul ăsta am trecut să vă fi rănit, iar voi, în prezent, să vă fi transformat așa în niște regine din astea de spade, deși ați păstrat o aparență de uh, femei blânde, da? De persoană blândă, dar omul ăsta știe. Omul ăsta știe că dacă el vine la voi cu propuneri din alea de doi bani, de hai să petrecem o noapte împreună și nu vine cu ceva serios, s-a cam, s cam ars și se teme, e frică. Se cam teme de voi, știe că asta ar însemna să se otrăvească singur. Uite, și treu de spade aici la cap. Da, v-a rănit cândva. Bun, hai să vedem. Și de aceea încearcă să ia lucrurile ușor, ușor, în prezent. Eu asta văd, că le, le face așa ușor, ușor. Ceva de genul, hai să o iau eu pe calea mea, o fac așa cu cap și vedem ce o să iasă. Vedem ce o să iasă. Bun. Pentru că de ce? Cavalerii ăștia de pentacule se mișcă încet, dar sigur, da? Adică nu se aruncă, omul ăsta nu se aruncă, nu se grăbește, nu se aruncă. O ia așa, vă toacă așa ușor, 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 ușor nouăle de băte. Păi da, că se repetă aici o treabă, de aceea văd eu noua dragoste. V-am zis că pentru unii dintre voi este posibil să fie doar o reconciliere cu o persoană din trecut, nimic altceva. Uh, nouăle de băte mi-arată mult oboseală, adică omul ăsta nu e obișnuit așa să ia lucrurile încet. Omul ăsta e, e ceva de genul totul sau nimic. Vreau acum sau nu mai vreau deloc, da? Uh, nu, nu-i place chestia asta. Se simte obosit, dar totuși, datorită faptului că încă mai vrea ceva de la voi, pentru că asta simt eu că omul ăsta, încă mai vrea ceva de la voi. Uh, vedeți voi, deși, na, noile de bâte înseamnă oboseală, înseamnă repetiție și ta, 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 el e plin de entuziasm. Că de aia mi-a apărut aici și, și pașul ăsta de, de bâte. Da, el totuși este entuziasmat, deși este greu și nu-i place, totuși, de dragul vostru, o face ca și na, cum trebuie, face lucrurile cum trebuie. Totuși nu-mi place aici ce apare pe viitor. Da? Văd că încearcă să vă cucerească cu mici cadouri sau mici gesturi, mai pot fi, nu neapărat cadouri, da? aici zice, da, mici cadouri, dar să-și exprime dragostea vis-a-vis -vis de voi prin mici cadouri, dar este posibil în unele cazuri să fie pur și simplu gesturi, da? să fie gesturi, să fie cuvinte faine, să încerce, văd că încearcă să o ia așa tiptil, tiptil, cu baby steps. Magicianul este foarte sigur pe el și pe farbecul său, se bazează foarte mult pe chimia dintre voi doi, dar și pe faptul că este un uh, un om, cum să spun eu, fermecant, așa, e șarmant, este un, un bărbat frumos, pentru că văd toți regii, da? Nu văd împăratul, nu, pentru că... Dacă apărea împăratul, aș fi zis că uh, e o persoană rațională cu picioarele pe pământ, dar apartus regii, omul ăsta are toate elementele, da? Poate fi și regele de cupe să vă iubească, poate fi și afurisit, poate fi și don Juan aici cu uh, regele ăsta de bâte și poate fi și soțul ideal cu regele de pentacule. Deci el știe, omul ăsta știe că poate să fie oricine și magicianul, na automat că poate să fie oricine cu magicianul. Are foarte multă încredere în sine și știe că o să vă cucerească până la urmă. Totuși, vreau să clarificăm cărțile astea. Hai să vedem ce-i bai aici. Puterea, da, bineînțeles, uite-te tu ce puternic se simte și ce mândru de el. Ok. Ce mai avem aici? Zecele de băte. Totuși ceva este greu, are și responsabilități omul ăsta, din câte îmi dau seama și împăratul, a apărut și împăratul. Știți cum e aici treaba? Hmm. E ceva de genul, băi, eu încerc, eu încerc, ușor, ușor, o iau așa cu pași mărunți, pentru că el încă mai simte ceva pentru voi, da? Eu încerc, dar dacă totuși, până la urmă, o să-mi fie foarte greu și chiar nu cedează deloc, eu mă retrag, da? și îmi văd de treaba mea, ceva de genul ăsta, zice, zise Bamse, <laughs> zice el. Dar încearcă, o să încerce, văd, o să încerce, ușor, ușor încearcă. Bun. Hai să văd luna. Uh, uh. Regina de pentacule, dar să mai mi s-a întors aici o carte și treiul de cupe s-a întors. Regina de pentacule, regina de pentacule este mama răniților, este femeia aceea care se dedică pentru ceilalți. Hmm. Posibil ca în unele situații voi să fiți cele căsătorite, cele posibil. Pentru că de ce, regina de Pentacole sau să vină cu promisiuni. E posibil și asta luna și regina de pentacole să vină cu promisiuni ceva de genul. Uh, hmm. Ceva de genul, uite, o, o să fim împreună, o să facem o să dregem, dar sunt uh, a, e apă de ploaie, să știți. Să, uh, înce încearcă să creeze așa o atmosferă sau să vă dea de înțeles că voi uh, sunteți singura persoană din viața lor, ceva în genul ăsta. Hmm. Dar nu știu de ce am impresia că aici ceva nu e ok. Mai dăm o carte, tot să nu vorbesc înainte de vreme. Cinciul de băte. Da, asta e ideea. Deci, vedeți voi, omul ăsta este și foarte gelos, cred eu. Uh, nu suportă concurența, nu suportă să știe că sunteți și cu altcineva sau că și altcineva vă place sau că este cineva în preajma voastră, și atunci ce face? În momentul în care simte pericolul, da, uh, e ceva de genul, vreau să fie a mea și doar a mea, nu contează că eu mai am 10, da? Tu vreau să fie a mea, cam așa ceva. Și am impresia aici că omul ăsta se luptă cu concurența asta cu cei din exterior doar pentru. pentru ce? Pentru a fi sigur că sunteți a lui. Indiferent că sunteți cu ei sau nu sunteți cu ei. Hai să vedem șaptele de spade, totuși, că ceva minte aici, iau de regele de pentacule. Măi, aici e ideea de regele și regina de pentacule și zecele de cupe, da? Um, hmm, aveți grijă la ce propunere vă face pe viitor. De ce, regele de o face să și râd, regele de pentacule și regina de pentacule, da? Hai că vom fi împreună, vom, vom crea un cuplu fericit, vom fi fericiți, vom face o familie împreună, da, da, povești, gogoși, gogoși, pentru că de ce spun gogoși? Apare luna și apare șaptele de spade, adică vrea să vă creeze impresia că totul va fi bine și frumos, vrea să vă creeze impresia sau să vă dea... Uh, să vă facă să aveți încredere în ei, da? Că va fi bine, că vom fi împreună, vezi? Regina de, de Pentacule și Regele de Pentacule, că vom fi împreună, că vom forma o familie. Probabil că în unele cazuri chiar o să încerce să discute despre lucrul ăsta, dar asta doar din fa cauza faptului că uh, vrea să elimine concurența, da? Nu vrea să vă știe o persoană singură care poate oricând să... Își găsească pe cineva, ok? Să vă țin așa legați cumva de. Dar de ce spun că minte? Pentru că dacă nu aveam cărțile astea, luna și șaptele de spade, aș fi zis că, băi, aici e o cerere în căsătorie, voi doi vă căsătoriți, există iubire între voi, familie fericită, superb, da? Toate bune și frumoase. Dar șaptele ăsta de spade mi-arată faptul că omul ăsta ascunde ceva, una la mână. Uh, hmm. Luna mi-arată faptul că omul ăsta maschează un adevăr, da? Ceva aici e mascat, e distorsionat și că își folosește toate abilitățile pentru a vă ține cumva a lor, să fiți a lor, pentru că vă vrea, nu zic că nu vă vrea, dar nu, nu vrea să, posibil, ca în unele cazuri, să fie căsătorit omul ăsta și dacă e căsătorit, nu vrea să divorțeze, vă dau un exemplu, nu vrea să divorțeze să, fi, să fie cu voi. Da? să nu vă imaginați acum că omul ăsta vrea să divorțeze nu, ar vrea el să fie cu voi dar vrea să păstreze și situația în care este, înțelegeți voi ce vreau să spun uh, dar nici pe voi nu vrea să vă piardă, că nu vrea să vă piardă aia e ideea, că îi place și de voi dar vrea și capra și varza să pace pe toată lumea vrea numai că V-am zis, este foarte frică de concurență, dar are un grad așa de de ego și de gelozie omul ăsta. Posibil să aveți de-a face aici, poate cu un leu sau gemeni mai văd, uh, mai văd pești, vă zic așa și zodile, deși la prima n-am zis nimic. La prima ce prima vorbesc eu aici, ce prostii vorbesc. Văd uh, prin steaua, văd... Uh, Uh, cartea vărsătorului. Ce mai văd eu? <gânt> Taur mai văd pe aici. Leu, iarăși. Am zis prima pentru că am făcut o etalare puțin mai devreme și acolo am făcut-o cu două variante, dar așa am rămas cu capul. Bun. Uh, împăratul mai văd aici în cartea asta. V-am zis așa și cât de cât zodile. Bun, drăguților, deci cam asta e ideea. Ce vrea omul ăsta de la voi? Păi momentan cam asta vrea. Vrea să fie sigur Că voi sunteți acolo ca și o pasăre pusă într-o cușculiță, da? Și nu atentează nimeni, nimeni, nimeni la voi. Cam asta vrea pe, pe viitor, să vă cucerească din nou, în cazul în care ați mai avut treabă cu omul ăsta, să vă cucerească din nou, dar vine cu tot felul de promisiuni, numai că nu mai sunt și lucruri ascunse în promisiunile alea. Aveți grijă cât, cât de naivi sau naive sunteți. Bun. Uh, hai să scoși o carte de aici să vedem. Hai să vedem ce îmi spun și cărțile roz. O dragoste nedorită. Probabil că unii dintre voi nu vă mai doriți această această dragoste. Wedding. Hmm. Ori este căsătorit, ori hmm. Or este un fost, da? Voi ați fost căsătoriți. Sau este căsătorită această persoană sau unul dintre voi. Vedeți voi, apare cartea această situație implică un mariaj, da? Hmm. Nu există destulă chimie între voi doi pentru a ține această relație în picioare. Chestia este că, da, într-adevăr, dacă omul ăsta va iubi, eu așa ar zice, că dacă omul ăsta va iubi de numai, numai, așa cum încearcă să vă arate, da, uh, de ce-ar ascunde lucruri vis-a-vis -vis de voi, nu? De ce? Hmm. E o chestiune și de, de, orgoliu aici. În fine, hai să mai vedem. Ia să văd. Pasiune, da, există încă pasiune între voi doi, aia nu ce nimeni că nu există. Hmm. Alții dintre voi, din cauza pasiunii și din cauza chimiei dintre voi doi, uh, o să mai dați o șansă acestei iubiri, văd. Deci apar cam două mesaje separate, cam asta văd eu, două mesaje separate. O dragoste nedorită din cauza faptului că este implicat implicată o căsnicie, o căsătorie aici, dar pentru alții dintre voi, de dragul pasiunii care există, mai dați o șansă. Uh, bun. <laughs> bun, drăguților, cam atât am avut. V-am pupat, aveți mare grijă. Na, văd că unii vreți, unii nu vreți. Depinde acum, depinde, depinde. Na, sunteți atâția și fiecare cu cum vede lucrurile, nu? dar căscați bine ochișorii. V-a pupat, numai bine, ceau!